propunere. Vă rog frumos. Am o propunere cu amendamentul dumneavoastră. Vă rog să rămână decât consilierii, opriți camera de luat vedere. De ce? Și vă rog, pentru că vreau să discutăm ceva fără camera de luat vedere. Vă rog frumos, opriți camera de luat vedere și domnilor, cei care nu este consilier, vă rog să ieșiți până afară. Vă rog frumos. Bun. Poate am greșit, poate și-am zis să riscăm o polemică. Asta a fost raționamentul pentru care am zis, domnule, haide să facem așa. I-am rugat pe alea, am discutat 2 minute. Asta a fost problema. Nu e niciun secret. Nu, n-am fost niciodată cel care să evit transparența, să nu spun ceva. Mai ales că era ședință extraordinară și de îndată. De ieri asta ați făcut, ați evitat transparența. Da, se poate. Poate că am greșit. Nu a fost ieri, a fost alaltă aici. Sau când a fost. La ultima ședință, în fine, că asta chiar nu contează. Da. Contează că ați oprit camera de filmat, contează că ați dat afară cetățenii municipiului Calafat să votați nu ceva în secret. Nu, n-am făcut pentru că imediat i-am chemat și am votat în prezența dânșilor. Nu am votat în secret. Nu am făcut ceva netransparent, pentru că am avut o discuție de 5 minute, tocmai de aia, pentru că sunt anumiți consilieri care sunt mai impulsivi. Și am zis, domnule, de fiecare dată când se ajungea la discuțiile astea, poate ați mai văzut și ședintele anterioare, se iscă probleme, se ridică tonul, se... Și am zis, domnule, hai să evităm cu ghilimele de rigoare circul ăsta. Și asta am, de asta am luat această decizie ad hoc, bineînțeles. În urma ședinței care a avut loc luni, grupul PNL o să ceară demisia din funcția de consilier a domnului consilier Ciobanu Radu, pentru că mie mi s-a părut un abuz de funcție. I-am și atras atenție atunci când a închis camera, i-am și spus, sunt și martor în sală, pentru că mie nu mi se pare normal ca o ședință care este prin codul administrativ publică, e de interesul cetățenilor, să fie închisă. Fiind vorba de bani publici, eu zic că transparența e cea mai bună armă.